you mm -hmm. într-o bancă de investiții situată în New Jersey, doi tipi, Billy și JD, vorbesc despre ieșirea în weekend pentru a găsi niște jertfe pentru a face sex. Billy, care suferă din cauza unei despărțiri, susține că nu poate ieși în oraș pentru că trebuie să lucreze la un proiect care trebuie predată a doua zi. Cu toate acestea, JD îl sfătuiește să încredințeze lucrarea unui alt tip pe nume Harold, pentru că este un aziatic tocelar. Cei doi îl abordează apoi pe Harold și pretind că au o întâlnire importantă cu un client în acea seară, îl presează să facă toată munca, amenințându-l că îl vor denunța șefului. Și, neavând altă opțiune, Harold acceptă cu reticență munca suplimentară. În altă parte, vedem un tip pe nume Cumar, care participă la un interviu de înscriere la o școală de medicină. Decanul este foarte încântat că îl înscrie pe fiul prietenului său la școală. Când interviul se apropie de final, Cumar primește un telefon de la Harold care îl informează că, din cauza muncii suplimentare, nu va putea ieși în acea seară, auzind acest lucru, Cumar se înfurie și începe să-l înjure pe acesta, argumentând că munca nu i-a împiedicat niciodată să se drogheze. Această linie de argumentare îl face să se răzgândească rapid atât pe Harold cât și pe decan. Deși înainte decanul era pe punctul de a accepta cererea lui Kumar, acum este indignat de comportamentul său rău și îi ordonă să plece. Kumar declară de asemenea că nu vrea să fie doctor și că se înscrie la facultatea de medicină doar pentru că tatăl său va continua să-i plătească chiria. Între timp, după ce ajunge acasă de la serviciu, Harold găsește locul de parcare ideal, dar chiar atunci un Ford Bronco portocaliu oprește și ocupă locul. Grupul numit Pancher Extremiști din Bronco începe să-și bată joc de abilitățile sale de șofer. Harold îi desfințează pe bărbați și își parchează mașina pe un alt loc care se află la mai multe străzi distanță. Mai târziu, în timp ce se plimbă prin clădire, o vede pe iubita lui Marie așteptând liftul. Începe atunci să-și imagine cum o va fermeca pe această fată și o va invita în oraș. Dar, în realitate, Harold devine nervos și se comportă foarte ciudat. Când liftul se oprește în sfârșit, cei doi se despart și privindu-i fundul ciudat, Maria îi spune la revedere, dar Harold îi răspunde cu o voce foarte joasă. După aceea, Harold îl găsește pe cumar în apartamentul lor, care deja dădea startul petrecerii. Cei doi se așează apoi și încep să fumeze niște iarbă. După ceva timp, li se face o foame incredibilă și decid să comande mâncare la pachet. Discută să ia ceva de la KFC când la televizor rulează o reclamă de la White Castle, iar ei devin cum complet fixați de acest nou restaurant. Cei doi decid apoi să invite pe vecinii lor Goldstein și Rosenberg să meargă cu ei la White Castle, dar aceștia par a fi super drogați și refuză să plece, susținând că se mulțumesc cu hot dog. Harold își aduce laptopul cu el pentru a putea lucra în timp ce se îndreaptă spre White Castle. În cele din urmă ajung la destinație, dar spre surprinderea lor, White Castle nu mai este acolo. Când îl întreabă pe lucrătorul de la Drive-Thru ce s-a întâmplat cu White Castle, aceasta îi informează că Burger Shack a cumpărat locația cu 4 ani înainte dar le spune băieților despre un alt White Castle care se află la 45 de minute distanță și care este deschis 24 de ore. Harold refuză să meargă pentru că este preocupat de munca sa și de pregătirea lui Kumar pentru interviul de la școala de medicină din ziua următoare. Pe de altă parte, lui Kumar nu-i pasă de nimic din toate acestea și singura lui preocupare este să mănânce niște burgeri la White Castle. Și după o mică discuție, fac un pact ca noaptea să se încheie doar cu burgeri, White Castle în stomac. Cumar se înfure pe Harold și decide să-l ducă la Princeton să se întâlnească cu o fată pe nume Cindy Kim, în speranță că aceasta le va da niște iarbă. Se pare că Cindy este foarte îndrăgostită de Harold, așa că acesta încearcă să o evite, dar Cumar îl duce acolo oricum. Câteva clipe mai târziu ajung la Princeton și Harold rămâne blocat cu Cindy, în timp ce Kumar caută în colegiu pe oricine are iarbă. În cele din urmă de peste un drogat pe nume Bradley, care îi vinde jumătate de kilogram de iarbă pentru câțiva dolari. Tot atunci dă și peste un cuplu de gemeni care îl invită mai târziu în camera lor. Cumar îl găsește apoi pe Harold și fumează pe o scară. Cu toate acestea, încântarea lor este întreruptă când un paznic de la Princeton îi descoperă și începe să-i urmărească. Cei doi fug apoi și intră panicați în toaleta femeilor. Câteva momente mai târziu, gemenile intră și ele în toaletă și încep să joace un joc dezgustător numit Battle Sheets. Dezgustat de acest lucru, Harold aruncă iarba în toaletă și fuge de acolo, iar cumară îl urmează și el. Pe de altă parte, Bradley este arestat de către cei de la securitate după ce aceștia îl descoperă cu un kilogram de marijuana. Întorcându-se pe drumul spre White Castle, cum o oprește în mijlocul pustietății pentru a face pipi. În timp ce este plecat, un raton sare în mașina lor, iar Harold, care lucrează la laptop, nu observă. După ce și-a făcut treburile cu se urcă înapoi în mașină și pleacă. Câteva momente mai târziu, ratonul sare în poala lui Harold și l mușcă de gât. Urmează haosul și aproape că se ciocnesc cu o altă mașină. Și spre surprinderea lor, șoferii se dovedesc a fi vecinii lor, Goldstein și Rosenberg. Harold se teme că are rabii, așa că merg la cel mai apropiat spital pentru un control. După îi va teste, descoperă că nu este infectat, dar înainte de a pleca, dau peste tatăl și fratele lui Cumar, ambii medici. Tatăl îl confruntă pe Cumar în legătură cu interviul ieșuat la școala de medicină și îl informează că mâine mai are un interviu. Și dacă Cumar încearcă să facă ceva amuzant de data aceasta, îi va tăia calea. Cumar își exprimă apoi regretul și își cere scuze îmbrățișindu-și tatăl și fratele. Cu toate acestea, se dovedește că pur și simplu le-a furat legitimația pentru a avea acces la rezervă de marijuana medicală. La spitalului, în timp ce căuta marijuana, Cumar este confundat cu fratele său și este desemnat să efectueze o intervenție chirurgicală de urgență asupra unui bărbat care a fost împușcat. Harold începe atunci să intre în panică, dar Cumar acționează rapid și, și folosește cunoștințele medicale pentru a salva viața pacientului. În continuare, Cumar îl întreabă pe pacient dacă știe cum să ajungă la White Castle, iar bărbatul dă indicații. Cei doi își continuă apoi călătoria și pe drum o observă pe Maria ieșind din cinematograf. Kumar încearcă să-l convingă pe Harold că acum este momentul să o abordeze pe Maria și o cheamă afară, dar Harold se îngrozește și se apleacă în timp ce apasă pedala de accelerație. Din această cauză, Kumar pierde controlul și mașina lunică pe un deal abrupt, rezultând o pană de cauciuc. Când Harold caută roata rezervă, Kumar mărturisește că el și Goldstein au aruncat-o de pe pod când erau drogați. Cei doi sunt acum blocați pe șosea, dar câteva momente mai târziu sosește un camion de remorcare. Acesta este condus de un bărbat pe nume Freak Show, care este acoperit de furuncule și răni. Acesta îi conduce pe Harold și Kumar la el acasă și îi asigură că le va repara mașina mașină. insistă de asemenea ca ei să intre în casă și să se culce cu soția lui Lian. Auzind acest lucru, Harold și Kumar sunt șocați și se gândesc că soția lui trebuie să fie urâtă ca și el. Dar spre surprinderea lor, Lian se dovedește a fi foarte frumoasă. Când Frickshaw repară roata afară, Lean încearcă să-i se aducă pe cei doi bărbați. Dar înainte de a ajunge prea departe, Frickshaw intră și se sperie când își vede soția pe jumătate dezbrăcată, iar băieții pe punctul de a atinge sânii. Dar când își amintește că le-a permis să se culce cu ea. Freak Show începe să se dezbrace, spunând că vrea și el să aibă parte de acțiune. Acest lucru îi îngrozește pe Harold și Kumar, iar aceștia fug cu mașina pe care Freak Show tocmai o reparase. Dar cei doi pierd urma traseului lor spre White Castle. Tocmai atunci dau peste un autostopist și îl iau, sperând că știe cum să ajungă la locație. Spre uimirea lor, autostopistul se dovedește a fi un actor celebru pe nume Neil Patrick Harris. Neil este și el drogat și vrea să agațe câteva dansatoare striptiz pentru a face sex. El nu știe nimic despre White Castle și nu are nicio intenție de a ajuta. După ceva timp, cei trei ajung în fața unui magazin de proximitate, sperând să primească indicații. Kumar și Harold intră apoi în magazin și văd că derbedei extremiști fac praf magazinul. Cu toate acestea, ei reușesc să obțină indicații de la proprietar, dar că când ies afară, Nail pleacă cu mașina lor. Harold este furios pe cumar, pentru că a lăsat să îi se fure mașina. Îl învinovățește pe cumar pentru tot ceea ce, ce s-a întâmplat și decide să nu mai vorbească cu el. Cei doi dau apoi peste un polițist și încearcă să raporteze mașina furată. Dar polițiștii nu cred că un actor celebru ar fura o mașină cu aspect normal și încep să-i insulte. Harold îl lovește involuntar pe polițist în timp ce încearcă să-l lovească pe cumar, motiv pentru care este arestat și dus la închisoare. În timp ce se află în închisoare, Harold îl vede pe Bradley, care a fost și el reținut de poliție. Lui Bradley s-a confiscat kilogramul de marijuana, iar mama sa îl duce acasă. La scurt timp după aceea, cu îi sună pe polițiști și blufează în legătură cu niște crime din apropiere, iar când aceștia pleacă, el ajunge acolo pentru a-l salva pe Harold. Acolo, el observă iarba confiscată de Bradley și o ia cu el. Polițiștii sosesc la scurt timp după aceea, dar cei doi reușesc să fugă. În timp ce aleargă prin pădure, dau peste un ghepard care a scăpat de la grădina zoologică. Pentru a se asigura că ghepardul nu îi va ataca ei îl fac pe animal să fumeze și el marijuana. Ei ajung să călărească ghepardul în speranța de a ajunge la White Castle dar Harold este în curând aruncat de pe ghepard și lăsat inconștient. Acolo, el vede hamburgeri ambulanți, un castel alb și o mulțime de frunze de marijuana. Apoi, îl împușcă pe polițistul arogant, care l-a prins și se cuplează cu Maria. Totuși, când se trezește, descoperă că Cumar îl linge pe față. Cumar îl informează apoi că ghepardul i-a dus în direcția greșită și că laptopul lui Harold, care conținea toată munca lui, frustrați cei doi decid să se întoarcă acasă fără să mănânce burgeri. Dar în curând îi observă pe vecinii Борголстейн и Розенберг, ⁇ мэнкан ходок и ⁇ мэн ⁇ Harold spune că vrea să fie fericit ca ei și decide să meargă oricum la White Castle. Cei doi se întorc apoi la magazin și iau mașina golanilor extremiști. În timp ce merg pe șosea, un polițist recunoaște mașina băieților extremiști și începe să-i urmărească. Pentru a scăpa de polițist, Harold și Kumar se îndreaptă spre pădure și se opresc brusc la marginea unei stânci. După ce ies din Bronco, sunt surprinși să vadă White Castle mai jos. Harold este îngrozit de faptul că polițiștii sunt pe urmile lor și vrea să plece. Dar Cumard ține un discurs pasionat despre întreaga lor aventură. Potrivit lui, nu mai este vorba doar de hamburgeri, ci de a trăi în America și de a putea urmări orice vis, iar pentru ei a ajunge la White Castle este acel vis. Cei doi observă apoi un delta planor pe acoperișul lui Bronco. Apoi, în timp ce soarele răsare, ei sar în josul muntelui. Ei cad direct în fața White Castle după ce se ciocnesc de un copac. Apoi, cei doi prieteni intră și comandă 30 de hamburger fiecare, împreună cu patru porții de cartofi prăjiți și patru sucuri doar pentru a-și da seama că nu mai au bani. Din fericire pentru ei, Neil îi observă și le cere scuze că a furat mașina ieri. Apoi îi înmânează lui Harald cheia de la mașină înapoi, spune că le va acoperi costurile mesei și mai adaugă încă 200 de dolari pentru petele de dragoste pe care le-au făcut în partea din spate a mașinii. În cele din urmă, Harald și Cumar se bucură de o masă mare și delicioasă. După ce termină masa, cei doi drogați decid că își vor schimba viața. Cumar spune că va merge la facultate de medicină și se va prezenta la interviu în acea zi. Întotdeauna s-a temut să devină medic, ca tatăl și fratele său, dar acum și-a dat seama că există lucruri mai rele în lume care îi se pot întâmpla unei persoane. Chiar atunci, Harold îi observă pe colegii săi, Gigi și Billy, intrând cu două femei după ce au petrecut toată noaptea. Văzând acest lucru, Harold se enervează extrem de tare pentru că cei doi îl mințiseră că se aflau la o întâlnire cu un client. Atunci și apărarea și informează că nu va mai face muncă pentru ei. De asemenea, le amenință că le va raporta șefului dacă vor continua să-l hărțuiască. După aceasta, Harold și Cumar părăsesc White Castle, iar Harold declară că o va invita pe Maria în oraș după ce se va întoarce în Apartamento Lourdes. Acasă, ei coborau din lift când Maria se urcă în el, așa că cu mare îl obligă pe Harold să o însoțească înapoi jos. Harold devine inițial nervos și nu poate vorbi nimic, dar cumva își adună tot curajul și îi spune că cea mai bună parte a zilei sale sunt cele 10 secunde pe care le petrece cu ea în lift. Apoi își mărturisește sentimentele despre cât de mult o place și cei doi se sărută. Cu toate acestea, Maria îl informează pe Harold că va trebui să o aștepte pentru că pleacă la Amsterdam și se va întoarce peste 10 zile. Cei doi își iau apoi la revedere în timp ce Maria pleacă. Harold urcă din nou cu liftul unde cumar îl întâlnește și îl întreabă ce s-a întâmplat. Harold îi dezvăluie că s-au sărutat, dar ea pleacă la Amsterdam peste 10 zile. Kumar îl avertizează că a lăsat o fată sexe ca ea în Amsterdam timp de 10 zile este sărutul morții, iar ea s-ar putea întoarce cu un alt bărbat. Filmul se încheie apoi cu Cumar, care îl convinge pe Harold să călătorească la Amsterdam, amintindu-i că iarba este legală în Olanda. Dacă vă place acest videoclip, asigurați-vă că vă abonați și activați notificările pentru a putea urmări mai multe videoclipuri ca acesta. Vă mulțumesc că ați vizionat, iar eu merg spre următorul film, pe curând.